faptul că a prins așa industria asta, festivalurilor în amploare, în Cluj, în România, v-a dat și mai mult curaj să veniți cu acest festival pe piață? Credeți că se dorește, cel puțin tinerii doresc astfel de festival? Este, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați ridicat această minge la Fileu. Chiar avem o surpriză plăcută. Shelly a acceptat să vină la eveniment. El a spus că vrea să experimenteze un astfel de eveniment și nu este neapărat într-o parte a unei comunități, este un influență de România și cumva și-a primat și comunitatea. Și asta ne arată că oamenii nu știu la ce se aștepte, ceva nou, inedit. Dar este o alternativă în societate, care oamenii încet, încet vor descoperi ce înseamnă și o altceva față de ce se oferă România. Oamenii vor putea pleca cu niște mesaje foarte constructive pentru viețile lor și nu doar partea de bucurie de alt tip, și un alt tip de bucurie și oamenii vor fi bucurăși în această modalitate. Într-adevăr, de la început, creștem încet, oamenii încep să cunoască acest tip de eveniment și avem foarte multe surprize plăcute și sperăm să fie cât mai mulți oameni să încerce să înțeleagă conceptul. Este un concept destul de diferit, mai ales când spui cuvinte, oamenii deja se imaginează, mamă, ce faci? Faci gospel? Vin cineva de nu știu de unde? În România este o etichetă și este dezvoltată în creierul oamenilor în societate și atunci cumva trebuie să muncim, să facem, să explicăm acest tip de eveniment ca să fim mai ușor de înțeles.